Mica broscuță. A fost odată ca niciodată o broscuță mică, micuță, ce trăia cu mămica și cu tăticul ei pe malul unui lac. Lacul acesta era mare și adânc, însă locul unde trăiau ei era mai retras. Într-o zi, broscuța o întrebă pe mămica ei: Mămico, ce este pe partea cealaltă a lacului? Nimic, scumpa mamei. Este tot un mal ca și aici. Și probabil că sunt și alte broscuțe micuțe ca și tine. Și aș putea să mă joc cu ele? Nu, draga mea, pentru că este departe, iar lacul este foarte adânc și rece și nu ai putea să treci. Dar eu vreau să trec pe cealaltă parte să văd cum este, spuse aceasta duios. Nu mereu putem să fim peste tot. Pentru că suntem atât de micuțe, nu putem vedea decât o parte a lacului. Mica broscuță se uita la linia orizontului cum soarele apune peste lac și ofta: Tare aș vrea să ajung pe cealaltă parte a lacului! În următoarea zi, văzu cum grațioasă se plimba pe apă o lebădă. Fără nicio frică, se îndreptă către aceasta și îi se puse în față. Nu ți-e frică de mine că o să te mănânc? Un animal așa grațios ca tine să mănânce o mică broscuță pricăjită și necăjită? Necăjită? Dar de ce? Ce s-a întâmplat, micuțo? Ei bine, nimeni nu mă ajută să trec pe cealaltă parte a malului. Vreau să ajung și eu acolo să văd cum este. Sigur vrei să ajungi pe cealaltă parte a lacului? Da, vreau să merg acolo. Mă poți duce tu? Sigur, dacă asta vrei. Mica broscuță se urcă pe spatele lebedei și dintr-o dată începură să se înalțe către albastrul cerului. Broscuța era uimită de ceea ce vedea. Copacii păreau diferiți. Apa era ca o pată imensă. După un timp, lebăda o lăsă pe mal pe broscuță. Mă voi întoarce să te duc înapoi spre seară. Să fii în acest loc ca să te pot lua înapoi, da? Am înțeles și îți mulțumesc foarte mult, spuse broscuța. Lebăda plecă, iar broscuța începu să zburde făcând giumbușlucuri. Nu trecu mult că găsi repede și prieten de joacă, cu care, fără să-și dea seama, se îndepărtă de locul unde o lăsase lebăda. Cum se jucau ele, din senin apăru o fetiță și o prinse tocmai pe broscuța noastră. O prinse și o închise într-un borcan de sticlă, astfel că aceasta nu putea să scape. Mai departe, borcanul îl ascunse într-un tufiș în spatele unei case. Ziua trecu, iar stelele apărură pe cer. Lebăda se întorsese cum promisese, dar nu găsi pe nimeni. Stătu ce stătu și se întoarse înapoi. Acasă, broscuța mamă și broscoiul tată erau foarte îngrijorați. Au căutat-o cu disperare plângând, întrebând în stânga și în dreapta dacă a văzut-o cineva. Lebăda, auzind una ca asta, le povesti toată întâmplarea. Pe celălalt mal, broscuța plângea singurică în borcan. Din întâmplare, o auzi cățelul fetiței care trecea pe acolo. Cine e acolo? Spuse câinele cu o voce groasă. O broscuță mică și tristă, se zmiorcăi aceasta. Și ce cauți aici? M-a prins un om rău și m-a închis. Am plecat de acasă de pe celălalt mal al lacului și m-a prins. Mi-e dor de părinții mei și mi-e tare frică. Poți să-mi dai drumul? Eu nu pot să-ți dau drumul, dar o pot chema pe stăpâna mea să-ți dea drumul. Câinele fugi îndată și începu să schelălăie. Mama fetiței veni îndată și văzu câinele culcat pe burtă, cum se uita dubios la borcan. Femeia luă borcanul în mână și se îndreptă către fetița ei.
De ce ai făcut asta? Nu ți-e milă de un suflet așa de mic ca al ei? Dacă pe tine te-ar închide cineva în pivniță și nu ți-ar mai da drumul și te-ar lăsa să te prăpădești acolo, ți-ar plăcea? Fetița luă borcanul cu lacrimi în ochi și privi în pământ. Îi desfăcu capacul, iar broscuța ieși imediat și fugi spre lac. Cățelul o însoți de pe mal până la locul de întâlnire cu lebăda. Îți mulțumesc că m-ai ajutat, spuse broscuța. Pentru nimic, spuse câinele. Din văzduh se apropia încet lebăda care purta pe spate pe cele două broscuțe îngrijorate. Broscuța a început să plângă când îi văzu și cu lacrimi în ochi le povesti toată întâmplarea. Plecară apoi fericiți cu toții acasă către celălalt mal. Pe drum, mica broscuță le spuse: oricât de frumos ar fi în altă parte, nicăieri nu se compară cu căldura de acasă. Vă iubesc, mami și tati, și vă rog să mă iertați. Broscuța și leul. A fost odată un leu care domnea peste o pădure mare. Leul era mare și fioros și toate celelalte animale se temeau de el. În fiecare dimineață, ele trebuiau să meargă să găsească de mâncare pentru leu. Apoi, trebuiau să o ducă la grota lui la timp pentru micul dejun. Într-o dimineață, broscuța s-a trezit foarte târziu. Vai de mine! Își spuse ea. Nu am nimic de mâncare pentru leu și deja a trecut de micul dejun. Ce mă fac? Broscuța s-a gândit și s-a tot gândit. Știa că trebuie să meargă la grota leului, dar dacă se ducea fără mâncare, el ar fi înghițit-o pe loc. Într-un final, i-a venit o idee. Știu! Și-a zis ea. Îl voi păcăli pe domnul leu așa de rău, încât va uita complet de acest mic dejun. Și hop, 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 a plecat spre grota leului. Leul stătea la intrare și aștepta. Ai întârziat, broscuțo! A răcnit el. Unde mi-este mâncarea? Vai, domnule leu! Un lucru teribil mi s-a întâmplat! Când am plecat de dimineață de la baltă, un alt leu a sărit la mine și mi-a luat mâncarea pe care ți-o aduceam! Cum? A răcnit leul. Un alt leu în pădure? O, da! Are ochii mari și galbeni, coama bogată și dinți ascuțiți ca ai tăi! Leul a sărit în picioare. Du-mă imediat la balta ta, broscuțo! I-a ordonat el. Am să-l găsesc pe acest leu și am să-l alung! Și hop, 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 înapoi spre baltă, a plecat broscuța cu leul în urma ei. Când au ajuns, broscuța s-a prefăcut că se uită în toate părțile. Nu văd acel leu niciunde! A zis ea. Probabil că se ascunde pe fundul bălții. Leul s-a uitat jos în apă și a văzut fața unui leu exact ca el care îl privea. Avea ochii mari și galbeni, coama bogată și dinți ascuțiți ca și ai lui. Bineînțeles că leul se vedea reflectat în apă, dar el nu știa de asta. A sărit la fața care îl privea și a nimerit exact în mijlocul bălții. Vai și cât de prost s-a simțit leul! Nu este niciun alt leu în baltă! Am fost păcălit! Era așa de rușinat încât a ieșit din apă și a luat-o la fugă cât a putut de repede. Broscuța era tare mulțumită de isprava ei. Păcăleala a funcționat. Cu un zâmbet mare pe buze, s-a dus hop, hop, hop mai departe să le povestească și celorlalte animale că leul a plecat și că de acum încolo vor putea trăi liniștite.